Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de 7 Days to Die. Bun băieții, continuăm tot de aici, de unde am rămas episodul trecut, unde am găsit minunatul vis. Ce naiba am poți voi? What? Nu știu. Bine. E un pic așa bun. A, mă, da, asta era casa. Că mi-am amintit că v-am întrebat ce ăla. Nu, o secundă că mi-a terminat. Bă, da. Așa. Deci v-am întrebat episodul trecut că vreți să ne mutăm în căsuța asta minunată. Care gărdulețul ăsta în spate? Stai un pic să cobor pe undeva să verificăm. Să vedem cum arată căsuța asta. Nici nu mai țin minte ce era pe aici. Asta e închisă, dar asta l-am deschis. A, e ușa de aici. Ok. Așa. Mă interesează pe mine dacă îi din, dacă e din beton casa făcută. Nu mai știu pe aici, pe aici am intrat. Da, așa, asta e din beton. Numai că partea asta n-are gard. Dar asta, vedeți că are gardul ăsta șmecher aici. Dacă am obosit și, aoleu, și plin. Deci, hopa. Vedeți cum are gărduleț, pac, 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 și în partea aia, cred că la fel. Aici avem garajul ăsta șmecher. Și un băiat în comentariu a zis că, bă, Moldișane, da, ne putem muta. Adică, da, mută-te. Așa. Aici nu-i stres că pun eu niște blocuri. Na, eu și eu sunt de părere că am putea să ne mutăm aici, că avem gardul ăsta în plus și putem cultiva aici pe pământ chestii și, na, să fie la noi în curte. Aici asta îl putem face și să-l... Nu știu, să facem ceva porți, dacă se poate, nu știu treaba asta. Aici avem subsol. Ah, da! Un avantaj foarte mare. Păi că avem ăsta. Cum se numește ăsta, oare? Smithy sau workbench, ceva de genul. Avem ăsta care nu e de la... cum îi zice, stricat. Îl putem folosi. No, și asta e un avantaj super, super, super mare. Numai dacă avem ăsta aici... Uși, da, gaură acolo. Dacă avem ăsta aici, cam aici ar trebui să ne facem noi șmecheriile. Nu? Da, cam aici ar trebui să punem. L-am... Am inspect, a, cum sunt atât, am văzut eu pe aici. No. Deci să ne mutăm aici în subsolaș. Punem aici, pac, pac, chesturi. Vă dăm de materiale de făcut unde astea, în storage, no. No. Am cu CT, am primul rând lemn. A, uite, cu ăsta unde să-l pun, îl pun aici. Deci, rămânem aici atunci. Mă pun să fac niște chesturi. Și urmează să aduc restul itemelor în căsuța asta și paturile. Dar de eu când s-a întoarce acasă, de a avea calculator, cam cred că n-are calculator, nici n-am vorbit cu el. Ai venit în România și na. Nu știu dacă are PC-ul cu el să putem face. Avem acolo, trebuie să explorăm și chestia. Nu, în fine, hai că mă pun eu să fac chest-urile. Bun, băieții, am terminat cu mutatul. Acum trebuie să ne apucăm să spargem pe aici prin casă șmecheriile astea. Am pis să sparg astea și să vă arăt o chestie ce am văzut-o eu aici.
Vezi că aici ai un chest și un zombalău acolo. Acum ajungem noi în partea aia. Trebuie, uite, pe aici. Sau... A, mă, uite unei. Aici. Bă, asta am ratat-o, no, din păcate. Da, las că o luăm acum, asta cu obosit ăsta, bun. Au. L-ai mort sau e viu, că nu-mi dau seama. Mor, bă. Ah, altceva mai pe aici. Noroc că am văzut prin găurelele alea. Asta. Hai, mai ceva nu. Aici am putem să-mi bag patul. Dormeam cu mortăciunea lângă mine. Ce urât arată. Asta-ți că sunt băieții. Ați că a venit mafia peste mine. Intră și ăștia în casă. Ioi, că nu mai avem uși deloc în părțile astea. Trebuie să pun alte uși aici. Să renovăm bucătăria, Johnule. Ah, pe ăsta îl căutam. Eusebi... Ai mort. Na bun. Hai să continui asta jos. Nu mai știu ce... A, trebuie să demontăm și mașina asta de aici. Să luăm de pe ea chestiile, că după trebuie să închidem ușa asta. Dar nu există uși de garaj pe jocul ăsta. Așa, ce să verific. Bun. Nu aici. Există, wow. 5 pe 3, asta e 5 pe 3, 1, 2, 3, 4, da, asta e aia mare. Aș vrea să facem de aia, dar n-am de unde scoate metalul ăla. Probabil o să facem asta la altă. Au ambele. Nu știu, putem un pic să vedem ce e aici. Așa, of, cât avem de închis pentru început, în fine. Hai că sparg eu astea și le închid și apoi... Bun, băieți, au venit ăștia peste noi iar în casă. Hai un pic să killeresc. Am terminat acolo ușa aia de închis. Avem aici, uai, cât e... Iui! Eu am căzut baba pe scări. Aoleo, de curte trebuie să ne mai ocupăm acum. De părțile astea, de fapt aici o să închid cumva. Unde sunt ăștia? Cred că-s pe jos. A, uite-l pe ăsta micu. Așa, stai jos. Băi, hai, așa, con hit. Păi, nu-i de mirare că deja e 6 jumate. Unde să... A, cred că sunt afară, stai să ia zicea. Bă, ce umblu cu porțile de motor după mine. A, uite cine bate la ușă. Cum să faci insolație la 6 jumate?
Da. Gata. Aici trebuie să punem blocuri. Așa, da, mai trei lemne. Bun. Hai că n-arată rău. Numai că mai depus șmecherii pe acolo. Hai, Am bun, hai să văzut băgăm astea rapid aici, asta e așa. Aici două bucăți. Aici e complicat. Acolo e complicat că trebuie să spargem asta. Cum îi zicem? Asta ne. Cât tare una de aia. Vezi că punem numai sus momentan. Cam vreau să-i dau grei cu barosul. Așa. Asta trebuie să... Aoleu, dai să hai să-l spargem acum mai bine. Așa. Nu prea avem stamina. Și bam, lovitura de grație. Nebun. Mai avem și pe partea alta, aoleu. Încă una, încă una, încă una, haide. Așa. Și aici rămâne găurica de căței. O să mă... Nu poți să te pui pe burtă. Lu microfonul. Da, n-am chef să spargă. Deci o să rămână găurica pentru pisica acolo. Aici sunt numai două. Și nu-i perfect că nu-i trotuar. Pe lângă garfe din afară, nu știu dacă are rost face în șanț. După o să save pe sucasă. Mai bine punem țepi. Și am scăpat de o treabă. Bun, aici e mult. Uai, cât gard trebuie să facem. Așa, bun, da. Hai că mai pot să pa. De fapt mai au. Sau? Mai trei? Nu, mai trei, cred că. Aici câte este să punem vreo 16. Dar nu 5, 2, 16. Da, pe unde ies? Las că lasă-te aici, loc de ușă. Iu, dar nu poți să pui pe gunoaie. Nu poți. Atunci las că le sparg alea. Aoleo, fix tablă trebuia să fie. Bun, aici o n-am spart mai ușor. O dată mă între ore, nu pot să sară peste două de astea, nu. Să sperăm că nu. Asta trebuie să-l mai sparg. Luăm ăsta, după aia să sperăm că pot să pun ăla acolo. Sau stai să de asta, numele cu barosul. Ah, cu barosul mereu mai rapid. O ușă. Da, am pus-o la favorit. Dat.
Așa. Una e că trebuie să te oai deja nouă. Imediat vin ăștia și după aia ăștia, de fapt seara încep să fugă după noi, nu mai scăpăm așa easy de ei. Așa. Măcar facem și XP pe treaba asta. O terminat lemnul. Mai apuc să iau lemn, hai că dă fuga. Băi, ți-am terminat cu asta. Așa, șmecher. Bun. Hai că ne punem la culcare. Mă bag aici, mă ascund undeva AFK. Până vine ziulica. Să mă duc aici, unde era asta. Aici mi mă bag. Să pun o... Uai, stau cu mortăciunea lângă mine. Așa. No, noapte bună. Bună dimineața. Bună dimineața, soare. Am blocat în asta. Așa. Nu s-o mai spawn nimic, ești nu. Bun. Hai că am dormit câteva ore bune. Nu-i bă, copac celu. Asta ce-i? A, hârtia o folosim la... Eu i-am diaree. Avem diaree. Bă, coton, ce fain l-a făcut. Avem, avem ceva de diaree pe aici. Stai un pic. Uf, hai câte glonțe, avem și grenade și tot ce trebuie. Asta, băgăm o apă, în caz de diaree. Aoleo, dar nu dă și papa. Hai, cu crescu, că decât, dar mâncare n-avem, mă, nicio conservă. Toate le-am mâncat, uite, un molotov. Emocic. Gunpowder, de unde am strâns așa mult, nu știu. Astea la ce le punea? Metal. Chestiuțe. Nu putem să băgăm la asta, oare? Nu. No. Nu se potrivește atașamentele la orice. Să iau glanțe de pistolete. Astea sunt bune? Dacă luăm pistoletele cu noi atunci. Mergem la căsuța aia din față, asta să vă arăt une. Hai să ies mai bine. Acolo, să vedem ce-i cu aia. Da, tenta asta nu apropie nimica, numai cât îți spune rama asta, așa. Wow. Hai că facem un pic de zoom, dar nu mult. Deci am explorat, de fapt. Da, nu stau să caut aici acum, hai că merem acolo să vedem ce e. Dacă e altă parte de oraș sau o fi ferma. Ma, cred că e ferma acolo. Bun, hai că revin când ajung acolo. Bă, n-am ajuns între păpușoi. Aoleu, ce e aici? Răscoiașilor, unde... Stai mă aici, nu era... Auzi, s-o treză George Gosu. Hai că am țintă. Uai, grăsana. Deși grăsana pe noi. Sensibil mouse-ul.
Ca un mișcare unei sunt ăștia. Uai. Adică găsim o betoniară aici ceva. Bă, dar nu mai spurce. Opa, glonțe. Nu mai au purcei aici, niciun purcel. În altă serie erau purcelași pe aici, am numai niciun. A, dar ăsta e stricat. Rezervă de mâncă. Aoleo, fix apă, nu putu să dea și niște conserve ceva. Butoiul. Trebuie să avem grijă că aici să cam rup bârnele astea. Bă, dar nicio mâncare ca oamenii în ceva, poate ardealul. În gunoi ce-ai. Hai să urcăm la etajul 9. Îl ăsta, bă, cum vine pe bârnă. Oh, dar uite ce faci, ce-o dropat. Opa. Double barrel. Shotgun, a, ne trei alea. A, fi greu de craftat. Așa e zi. Dacă te chestii găsești acum. Uite, armură. Stai de mi mai bună ca noastră. E bună. Așa. Este pentru armurică, cred că. Hai să vedem dacă putem da pa. Da, unde? Pe ce se pune oare șmecheria asta? Da, în fine, eu lăsăm la rădeiul. Uite alte, oh, glonțe, câte glonțe. Dar nu mi-am ducat chiar am găsit sniperul pe episod, pe seria asta. Nu cred că. Aoleo, că e ziua a 7. Opa, am găsit baros mai bun. Așa, hai să vedem ce e și pe partea cealaltă. Mă, ăsta e George Gosu. Aoleo, în sfârșit l-am omorât rapid pe George Gosu. Da, cam atâta cred că a fost cu grajul ăsta. Sau... mai e ceva pe aici? Cred. Hai să bag ceva la stomac. Asta e de bău, nu de mâncat, dar în fine. Aici, aici ceva oră. Hai să sparg asta, să verific. Da, dar cred că am fost. A, da. A, uite, vorbeam de porc, uite porcul. Bine, îi dau pace că ăsta mâncă zombalei, cred că. A. Bun. Bun, și hai să intrăm în căsuța asta, să vedem ce mai găsim pe aici. Asta e casa fermierului direct.
Uite, are și garaj. Aaa, stai un pic. Mașina asta trebuie demontată, că e cu piese bune, cred că. Chiar așa strălucit. Am un pod acolo. Dacă am luat. Acum urmează, cred că motorul sau caroserie, nu știu. Mai... O, uite, cutia automată, mă, două pedale. Bun. Aici trebuie să facem și noi de asta ceva sau un gunoi. Așa e gol. Opa. Intrarea secretă direct. Vedem ce e aici în substrat. Hârtie. Acolo e o poșetuță. Opa, săgeți. Astea sunt bune. Și... Oh, stai că coboară Janina. Gata, au coborât cu tătă acum. Mi-l ăștiez din dulap. Nu ne apucă. Mâncărică, în sfârșit o conservă ca oamenii. Bun. Păi de ăștia intră rapid pe acolo, stai să mai fură de pe aici ce apuc. Aragaz. Am găsit aia tava sau cum îi zice. Bun. În budă trebuie să fie pistolul. Ma, nu-i pistolul. Aici. O, siringă. Îs full deja. Nu mai avem loc de nimica. Golă mobila. Hai să vedem sus ce mai e și cred că cam asta e căsuța. Bă, dar fix moment prost de fapt mi-am găsit să mă mut, că e fix ziua 7 și casa aia n-are niciun pic de apărare. Și ăsta. Bă, vreau să-mi sară în cap, ați văzut? Aoleu. Cuțitul dry cooker. La mine neapărat. Ia, de asta nu apuca să iasă din ăsta. Joburi. Aoleu, câte chestii. Stai un pic să înlocuim cuțitele. Ce-i hornețul? Bă, da, de cuțitul ăsta.
Bă, bă, sunt conjurat. Bă, oh. Mamă. Nu mă așteptam să scap de aici. Deci, voi cât s-a ieșit pe mine. Opa, asta da. Asta e goală. Of, 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 era să ne caftească ăștia bine de tot acum. Hai să arăt cine-i cuțitarul. Asta o crăpa direct. Opa, bine că am găsit asta, dar n-am loc. O grămadă de chestii bune. Ce să arunc eu de aici? Plasticurile. Opa, și medicamente. Opa, airdrop unei. O arată pe hartă. Unei. Aoleu. Deci, în direcția aia. Hai să mai iau de aici ce mai apuc. Nașfa, bă, că n-arată pe mapă cum arată patul, o să arăte și un ecat de-astea. Bun, băieții. Cât e 12? Hai că încheiem noi episodul ăsta aici și continuăm episodul viitor. Mereu, de fapt, trebuie să arăm acasă, lăsăm astea după airdrop, în fine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să apăsați butonul de like, am fost mult de aia, noi ne revedem pe data viitoare la un nou episod, v-am pat, ciao les!